Dacă vreți să continuați să ascultați asemenea cântări, pentru eternitate fiți siguri să ajungeți în rai. Vreau să citesc câteva versete foarte importante. În seara aceasta aș vrea ca învierea Domnului Isus Hristos să devină ceva practic pentru noi. Să intre în înțelegerea practică acestui eveniment, pentru că învierea trebuie crezută, învierea trebuie sărbătorită, dar învierea Domnului Iisus Hristos trebuie trăită trebuie să facă parte din viața noastră. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu la 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 7. 2 Corinteni 4, cu 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm în totdeauna cu noi, în trupul nostru. Omorârea Domnului Isus. Pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Ce înseamnă că purtăm moartea Domnului Isus în trup și ce înseamnă că purtăm învierea domnului Isus în trup trei lucruri prima și alte trei lucruri a doua pe text așa după cum Pavel le-a scris corintenilor în capitolul 4 și mă gândesc că putem cita se potrivește foarte bine și un pasaj din roman capitolul 8 purtăm moartea domnului Isus în truple, spune Pavel Corintenilor. Ce înseamnă să purtăm moartea domnului Isus în trupurile noastre, care sunt semnificațiile? Prima. Este moartea față de păcat pentru sfințire, și pentru a trăi o viață sfântă. Este prima formă de manifestare a morții Domnului Isus Hristos în trupurile noastre. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea lui Isus. Comoara aceasta viața, moartea și viața lui Hristos le purtăm în vasele de lut. Vase perisabile. Vase care se vor dezintegra. Și câtă vreme trăim în viața aceasta. Moartea Domnului Isus Hristos în noi, Coincide cu transferarea păcatelor noastre la calvar în trupul lui. Coincide cu răstignirea omului vechi pe cruce. Coincide cu omorârea și deci moartea mădularelor noastre care sunt pe pământ și care sunt păcate. De aceea spune Apostolul Pavel, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Nu se referă la mâini la picioare, se referă la faptele răutății. Tot Pavel spunea, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Pe lemnul crucii trebuie țintuit omul cel vechi cu poftele și patimile lui. A purta moartea lui Hristos în trupurile noastre înseamnă moartea omului vechi, răstignirea omului vechi, omorârea mădularelor păcatului. Și spunea, tot Pavel, voi sunteți morți față de păcat și vii față de neprihănire. A purta în trup, moartea Domnului Isus înseamnă moarte față de păcat pentru sfințenie. În al doilea rând, înseamnă lepădarea de sine pentru și prin slujire. Ascultați ce spune Pavel în textul citit 2 Corinteni 4 de la versetul 8. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strântoare, în grea până, dar nu deznădăjdui, sprigoniți, dar nu părăsiți, strântiți jos, dar nu omorâți. Descrie stilul de viață al apostolului Pavel. Pentru ce atâta efort? Versetul 12 este cheie. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Pavel le scrie corintenilor pe care îi slujește. Pentru ca să putem sluji, trebuie să experimentăm lepădarea de sine. A purta moartea Domnului Isus Hristos în trupul tău, înseamnă moartea omului vechi cu poftele și păcatele lui, dar și lepădarea de eu, care are preferințele lui, are dorințele lui, are năzuințele lui, are prioritățile lui, pentru ca să îl putem sluji pe Domnul. Dragii mei, când Domnul Iisus Hristos a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, a urma pe Domnul Iisus Hristos înseamnă o viață de slujire. Foarte mulți au impresia că al urma pe Domnul Iisus Hristos începe și se termină în baptistier. Probabil cel mai practic exemplu l-ați văzut în seara aceasta. Nu i-am numărat, dar probabil vreo să fie 200 de persoane Care multe săptămâni de-a rândul, și asta nu au făcut-o doar acum pentru Paști, se adună aproape în fiecare săptămână. Aveau ce face acasă. Au lepădat timpul lor de odihnă. Mulți dintre ei sunt la școală, sunt la servici. S-au lepădat de sine. Au trecut peste oboseală, peste surmenaj. Ar fi vrut să se întâlnească, să aibă un timp frumos undeva, care nu în, într-un parc, dar poate la mol, poate la o cofetărie, la un restaurant, să se întâlnească, să stea de vorbă. Că sunt foarte multe activități, nu neapărat păcătoase. Dar o viață de slujire înseamnă o viață de renunțare la un anumit stil de viață. Al sluji pe Dumnezeu înseamnă a te lepăda de tine. Lepădarea de sine, prin slujire, Pavel spune, purtăm moartea Domnului în noi, pentru că am voi să lucreze viața. Ne le de noi înșine pentru ca prin slujirea noastră să așezăm viață spirituală în voi. Tot apostolul Pavel spunea că a slujit cu lacrimi, ardea atunci când cineva cădea. Se agonia lipsei de maturitate spirituală tot a corintenilor. Ce simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Această lepădare de sine în vederea slujirii înseamnă implicarea plenară a ființei, punerea la dispoziția Domnului a trupului, a resurselor, a timpului, a tot ceea ce suntem și a tot ceea ce facem. Dragii mei, cu alte cuvinte trebuie să aducem trupurile noastre. Înaintea lui Dumnezeu să spunem, nu mai sunt ale noastre, folosește-te de ele. Și vreau să vă spun că este o decizie bună Vreau să le spun tinerilor, mulți dintre ei ar vrea să devină cântăreți buni, ar vrea să devină predicatori buni, ar vrea să devină slujitori. Când vine câte unul la mine și simt o dragoste extraordinară pentru cineva care gândește că ar vrea să-i slujească lui Dumnezeu. Prima întrebare pe care o pun este: ce stil de viață vrei să trăiești? N-am să-mi asum niciodată laude. Niciodată n-am fost încrezut, pentru că nu sunt un intelectual prin educație pe care să o fi făcut la tinerețe. Și cred că Dumnezeu mi-a dat un dar. Dar aș vrea să vă spun că nu mi-am petrecut tinerețea la șuiete, la plimbări în parcuri, la joacă, la meciuri și la alte lucruri de genul ăsta. Dacă nu mă credeți, întrebați în părinții. Și întrebați-mi nevasta. Nu m-am dus la plimbare, în vacanțe, la schi și la alte lucruri de genul ăsta. Îmi pare foarte rău. Eu nu zic să nu vă duceți, dar dacă vreți să ajungeți pastor, predicator, mare, cântăreți, trebuie să stați cu burta pe instrument. La muzică, așa e, fraților. Uitați cum cântă unii aici. Aveți impresia că s-au trezit știind. Când alții s-au dus la joacă, ei au stat la pian, la vioară, la chitară, la instrumente fanfară. Când alții au plecat în excursie, ei au stat cu burta pe Biblie am spus odată, mi-am petrecut adolescența singur, singurel. Fără prieteni, fără anturaje. Să fie binecuvântată singurătatea aia. Pentru că am renunțat la posibilitățile de a fi târât în tentații, în tot felul de situații, de un tânăr poate deveni vulnerabil. Și mulți dintre cunoscuții copilăriei mele au avut potențial și puteau deveni ceva și cineva. Nu s-a întâmplat pentru că și-au petrecut viața azi, noi la voi, mâine noi la voi, voi la noi, la joacă, la sport, la una la alta. Dacă ăsta este stilul de viață pe care ți-l alegi, nu mă întreba cum ai putea să ajungi pastor sau predicator, sau mare cântăresc, sau mare slujitor. Viața de slujire înseamnă să omori aceste tentații și aceste înclinații. Și să alegi un stil de viață de predare totală în slujba. Lui Dumnezeu. lui bogat i-a cerut averea. La toți le-a cerut averea. Ar fi fost o afacere rea pentru tânărul bogat să-L asculte pe Domnul Iisus Hristos? Nu. Și știți de ce? Pentru că venea ziua în care oricum rămânea fără ea. Domnul ne cere ceea ce într-o zi oricum vom părăsi. Și dacă îți cere trupul ăsta, Eclesiastul spunea, atunci când ai energie, atunci când ai entuziasm, atunci când ai putere, atunci să te întorci la Dumnezeu, atunci să-L slujești pe Dumnezeu. Pentru că vine ziua în care oricum trebuie să-l predai. Oricum trebuie să-l dai. Îl dai și îl pui într-o cutiuță. Și ce ai făcut pentru Isus? Asta. A purta moartea Domnului Isus în trupul nostru înseamnă moartea fără față de păcat pentru sfințenie. Lepădarea de sine pentru slujire. Și acceptarea persecuției, prigonirii pentru suferință. De fapt, la asta se referea Apostolul Pavel când spunea suntem încolțiți în toate chipurile, în grea cumpănă, prigoniți, trântiți jos. Versetul 11 trage concluzia căci noi cei vii Totdeauna suntem dați la moarte din pricina Lui. Asta se referă la cei vii din punct de vedere spiritual. Morții spirituali nu sunt dați la moarte pentru Hristos. Numai cei care sunt vii pentru Hristos sunt dați la moarte din pricina Lui. Purtăm moartea Domnului Isus în trup. Gata să omorâm mădularele păcatului, să fim morți față de păcat pentru ca să trăim o viață sfântă? Lepădându-ne de noi înșine pentru ca să-l putem sluji cu scumpătate, cu entuziasm, cu devotament? Și gata să acceptăm persecuția pentru ca să trăim și suferințele Domnului Isus Hristos? Purtăm moartea Domnului Isus în trup. În al doilea rând, purtăm învierea Domnului Isus în trup. Învierea Domnului Isus Hristos în trupurile noastre este lucrarea Harului Lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului de la versetul 14. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi, corintenilor. Că și toate aceste lucruri, se petrec în folosul vostru pentru ca harul mare căpătat prin să facă, să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Un om care poartă învierea Domnului Isus Hristos în trupul lui știe că asta este lucrarea. Harului lui Dumnezeu. Este darul mântuirii, este opera lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu, este inițiativa lui Dumnezeu. De aceea, facem totul, tot ce depinde de noi, ne împlinim toate responsabilitățile, dar la sfârșit capitulăm în fața harului și spunem, Doamne, nu mai datorită ție, nu mai datorită bunătății tale. Noi n-am făcut altceva decât să ne punem trupurile la dispoziția Domnului. Dar sfințirea noastră, lucrarea de slujire, până și capacitatea, puterea de a suferi pentru Hristos, este parte din harul lui Dumnezeu care se arată în viețile noastre. Pentru că legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Domnul Isus Hristos. Învierea Domnului Isus Hristos în trupurile noastre este lucrarea Harului Lui Dumnezeu. Cum altfel ar fi posibil ca în niște vase de lut să purtăm această comoară veșnică? Cum e posibil în aceste vase de lut să fie turnată această putere pomenită? Este mila, îndurarea, dragostea și Harul Lui Dumnezeu de aceea trebuie să îi fim recunoscători, să-L iubim, să-I dăm totul, pentru că El ne-a dat totul. Apoi, purtăm învierea Domnului Isus Hristos în trup prin același duh de credință. Versetul 13. Însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Frați și surori, viața Domnului Isus Hristos în noi vine prin ceea ce știm și ceea ce credem. Dacă vă aduceți aminte, unul din mesajele fratelui Pastor Adrian va poate chiar două, s-a referit la cunoștință, la cunoașterea lui Hristos. Pavel spunea și să-l cunosc pe El suferințele lui. Să mă fac asemenea cu moartea lui. Hristos este prezent în noi, în trupurile noastre, în cutiuța asta. Prin cunoaștere, prin ceea ce știm și ceea ce credem. Și în 2 Corinteni, capitolul 4 și apoi în versetul, în capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu ne spune ce știm și ce credem. Versetul 14 din 2 Corinteni 4 Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Această cunoștință supranaturală a vieții și a învierii lui Hristos aduce viață în noi. Poporul piere, moare din lipsă de Cunoștință. Cunoștința aduce viață, spunea înțeleptul. În oasele noastre, în ființa noastră, în trupul nostru. 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 1. Știm în adevăr Că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta pentru ca aceste muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, și acum ascultați, care ne-a dat arvuna Duhului. Aici este vorba de puterea Duhului Sfânt, este vorba de comoara Duhului Sfânt, este vorba de botezul, umplerea cu Duhul Sfânt. Și purtăm învierea Domnului Iisus în trup, care este lucrarea Harului Lui Dumnezeu prin ceea ce știm și credem, prin același Duh de credință și prin Duhul Sfânt. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 8, de la versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și dacă Hristos este în voi, vorbim de a purta moartea Domnului în trupul nostru și a purta viața și învierea Domnului în trupul nostru. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Dar Duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia și trupurile voastre moritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Acum, practic aflăm că noi suntem doi oameni. Un om din carne și oase, muritor, trecător. Și un om nou, lăuntric. Cum pot conviețui amândoi? 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 16. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, și fraților se trece, se trece. Se trece în fiecare zi, se trece în fiecare an, trece repede, noi zburăm. Totuși, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Omul din afară. Împătrânește. Omul din lăuntru se înnoiește. Omul din afară trece. Omul din lăuntru rămâne. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Am o invitație pentru fiecare dintre noi în această seară. N-ai vrea să lași ca moartea Domnului Isus Hristos și viața și învierea Domnului Isus Hristos să lucreze în tine, să locuiască în tine, în trupul tău. Să mor față de păcat și să trăiești o viață sfântă spre slava lui Dumnezeu. Să te lepezi de tine însuți și să îmbrățișezi o viață de slujire. Și apoi să fii gata să-ți dai și viața aceasta pentru. să nu te lepezi de, ci să îmbrățișezi ideea de a suferi pentru Hristos. Cu demnitate, cu credință și cu nădejde, cu speranță. Să lași ca viața lui Hristos să locuiască în tine. Asta însemnând întotdeauna să recunoști că despărțiți de El nu putem face nimic, să recunoaștem că nimic din ceea ce suntem și avem nu e de la noi, nu e viața noastră. Pavel spunea, și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta înseamnă să ai viața lui Hristos în tine. Să ai viața lui Hristos în tine. Pentru că ești plin de puterea Duhului Sfânt și plin de cunoașterea Domnului Isus Hristos. Frați și surori, am spus de multe ori lucrul ăsta, ori de câte ori am fost întrebat, cu privire la problemele spirituale, tentațiile lumii lucrurile rele pe care le experimentează mulți credincioși în viețile lor, legăturile și dependențele de care suferă unii. Oamenii doresc să fie eliberați. Eu nu cred că este un om legat care își dă seama că a intrat în corsetul acesta al păcatului care vrea să rămână acolo. Mai ales, mă refer, dacă l-a cunoscut pe Domnul Isus Hristos, dacă a avut parte de întâlnirea cu Domnul Isus Hristos. E o agonie. Și mulți vin și întreabă, ce să facem? Da, există cazuri în care este nevoie de eliberare, de o putere eliberatoare supranaturală. Dar în mare majoritatea cazurilor, soluțiile sunt prea simple ca să fie acceptate de unii. Soluțiile sunt prea simple. Și dau din numeri de parcă ar face lucrurile astea când de fapt nu le fac. Vă spun cu certitudine în urma la zeci și poate sute de întâlniri de consiliere. Oamenii care falimentează în viața de credință nu cite scripturile, nu se roagă și nu se țin de biserică. Punct. Repet, oamenii care falimentează în viața de credință sunt oameni care nu cite scripturile, nu se roagă și nu se țin de biserică. Și, după punct, o putem lua de la capăt. Trebuie să citim scripturile, trebuie să ne rugăm și trebuie să ne ținem de casa Domnului. Punct și de la capăt și încă o dată, de o sută de ori dacă vreți, nu există soluții în afara acestei rețete. Asta înseamnă să ai viața lui Hristos în tine. Dimineața. Cafea o cafea. Ia citește câteva versete din Scriptură, dar nu le citește așa cum zbârne albina. Zzzzz. Cum am citit eu la început textul. A, te a păsat. Știi ce se va întâmpla? O să-ți cadă mintea toată ziua în versetele alea. O să te împiedici de ele toată ziua. Ea încredințează-ți viața în mâna Domnului și spune, Doamne, vreau o zi de biruință. În timp ce mergi cu mașina de colo-colo, ia zi un Doamne ajută. Trăiești o viață de comunicare cu Dumnezeu. fă timp în programul tău de devoțiune personală, zilnică. Că de mâncat mânc mănânci în fiecare zi. N-am auzit pe cineva să zică, voi mănânc azi pentru toată săptămâna. În fiecare zi. Și apoi la casa Domnului, nu numai să vedem cine a mai venit, ce mai face, ci să ne punem mintea la contribuție, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să ne lăsăm atinși inimile străpunse. Și atunci să vedeți, fraților, se schimbă viețile noastre. Se schimbă. Cunosc cazuri concrete de oameni care nu și-au revenit pentru că nu au acceptat și n au respectat această rețetă în viața lor și cunosc cazuri de oameni care s-au reabilitat și au revenit Dumnezeu le-a pus din nou piciorul pe stâncă pentru că au îmbrățișat această rețetă ieftină. Du-te și scaldă-te de șapte ori în Iordan și vei fi curățit de lepra ta. Da, m-am vrut spectacol. Am da, am voia să vină prorocul la el, să-și pună mâinile peste el, să se atingă de el. Nu te scaldă-te de șapte ori în Iordan. Ce vrei să mai facă Hristos pentru tine? Ce n-a făcut deja? A așezat viața lui în viața ta. A așezat o comoară nemaipomenită în trupul tău. Iată de ce le spun la mulți, mai nu mai puneți întrebări nebune cu privire la fără de ce mai putem dar ce trebuie să fim botezați cu Duhul Sfânt? Dar ce trebuie să stăruim? Astea sunt întrebările firii pământești, care nu are chef de rugăciune și de stăruință. Păi Biblia vorbește de mântuire, mă iertați, trebuie să spun lucrul ăsta, că am un îndemn deosebit să-l spun. Biblia vorbește despre mântuire și Biblia vorbește despre lucrurile care însoțesc mântuirea. Mântuirea este foarte ușor de primit. Citiți în Roman, capitolul 10, Biblia spune, dacă crezi în inima ta că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a înviat din morți, și dacă mărturisești cu gura ta, ești mântuit. Dacă crezi și mărturisești, ai intrat în apa botezului, ești mântuit. Nu trebuie să faci mai mult. Eu chiar cred că dacă în urma unui serviciu divin întreb cine vrea să se pocăiască și unul ridică mâna în sus și mărturisește public că crede și că îl acceptă pe Hristos, e mântuit. Îl declar eu mântuit. Că Biblia așa spune. Păi vin oameni păcătoși, fraților, la biserică. Și ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îi atinge. Și îl ridică mâna în sus, se predă. Păi dacă se predă, și sunt clar mântuit, că așa spune Biblia, prin credința din inimă și mărturisirea cu gura se primește mântuirea. Ei, dar pe urmă zice, învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Sunt lucruri care însoțesc mântuirea. Și dacă cineva dă cu piciorul în lucrurile care însoțesc mântuirea, dacă cineva respinge lucrurile care însoțesc mântuirea, dacă cineva respinge darurile lui Dumnezeu însoțitoare de mântuire, că și e un dar, nu. atunci n-am încotro decât să pun câteva întrebări. Prima întrebare. Ți-ai păstrat mântuirea după ce ai primit-o? sau te-ai lepădat de ea că de te lepezi de lucrurile care însoțesc mântuirea te lepezi și de mântuire și doi ai fost mântuit de adevăratele ai vrut să te însori, să te măriți și dacă trebuie să treci prin baptistier ca să reușești Aia nu înseamnă că ai fost mântuit tu ai ridicat mâna Apreciem. Noi ți-am dat beneficiul încrederii. Dar inima o cunoaște Dumnezeu. Or n-ai fost mântuit de adevăratele, ori n-ai vegheat și nu ți-ai păstrat mântuirea. Asta înseamnă a respinge și a întoarce spatele lucrurilor care însoțesc mântuirea. De aceea, nu mai mergeți să întrebați. Doctorii, profesorii, ologii și teologii, fără de câte puteți și totuși să intrați în amprășfia lui Dumnezeu. Pentru că în Biblia mea spune că adevărul trebuie propovăduit tot și trăit tot. Și că mântuirea trebuie dusă până la capăt. Asta înseamnă să rămâi în mântuire până la capăt, asta înseamnă să parcurgi toate treptele, toți pașii care derivă din mântuire până la ultimul, care este atunci când treci dincolo în Împărăția Lui Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare. Fras și surori, Seara aceasta nu este doar o seară de sărbătoare, este o seară de oportunitate pentru mine și pentru tine să ne întoarcem în viețile noastre, să ne uităm la noi și să înțelegem care este practica învierii Mântuitorului în viețile noastre. Cât de practică este această înviere, cât de reală este această înviere, cât de actuală este această înviere. Și cercetându-ne să luptăm până când vom ajunge să putem spune că Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc spre slava lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții.